Încarcerat în prezent la penitenciarul Poarta Albă, în urma condamnării în mai multe dosare penale, fostul președinte al CJC este acuzat din nou de abuz în serviciu. Nicușor Constantinescu a fost adus astăzi la Direcția Națională Anticorupție pentru a fi audiat în dosarul Hergheliei de la Mangalia. Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța a susținut în continuare că este nevinovat și a acuzat autoritățile de poliție politică. Este aceeași poliție politică, SRI DNA, din 2009-2020. Dosarul 176 apare în raportul CSM cu poliția politică de la Constanța, care țintă sunt eu ca președinte al Consiliului Județean, Radu Mazăre, iar executanții sunt înși. Procurorii de nea și ofițerii SRI. Dumneavoastră cum vă simțiți? Consilierii județeni au votat la sfârșitul lunii august să se constituie parte civilă în dosarul în care Nicușor Constantinescu este acuzat că ar fi făcut plăți ilegale către Hergelia Mangalia. Procurorii anticorupție susțin că în perioada 2009-2013, fostul președinte al CJC a creat un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei, odată cu executarea unor lucrări REAJDP Constanța la Hergelia Mangalia. Pentru a putea executa aceste lucrări, Nicușor Constantinescu a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui protocol de colaborare între CJC și RomSilva. Costurile au fost achitate în luna septembrie 2016 cu banii din bugetul Consiliului Județean Constanța.